În timpul scurt care ne-a mai rămas, aș vrea scurt, foarte scurt, mai scurt ca de obicei, să prezint pe cei care am petrecut cu ei aproximativ 2 luni și care n-au renunțat până în ziua de azi. I-am întrebat aproape la fiecare întâlnire dacă nu s-au răzgândit și faptul că sunt aici toți împreună, cei pe care îi vedeți, ei nu s-au răzgândit. Domnul să-i binecuvinteze! Primul, fratele Alin, împreună cu sora Diana, e soț și soție. Îi citesc împreună și îmi face deosebită plăcere lucrul acesta. Cu 1 an și jumătate în urmă, mama dânșilor, sora Dorina, care ne-a făcut surpriză în dimineața aceasta, să revină la Perth, a făcut botezul aici, între noi. Ne-a produs și dânsa o mare bucurie. Dar se pare că în ziua aceasta e mai mare bucurie să-și privească și rodul, fiul și nora. Domnul să-i binecuvinteze. Mă bucur de ei, mă bucur și doresc ca Dumnezeu să-i întărească și din momentul când am auzit că vrea să facă botezul și mi-au comunicat această dorință, am început să fac un lucru, ceea ce îl spune Apostolul Pavel și vreau să fie pentru ei un motto al acestei zile, în Efeseni, capitolul 5, versetele de la, în Coloseni, capitolul 1, versetul 9 și 10. Coloseni, capitolul 1, versetul 9 și 10. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui în orice fel de înțelepciune și de pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința Lui Dumnezeu. Amin. Domnul să vă binecuvinteze și acum să vă gândiți în modul cel mai serios împreună cu mama, să vă rugați și pentru fratele Zacheu, cred că ne aude. Domnul să-l binecuvinteze atât pentru el cât și pentru ceilalți ce va aparține. Domnul să lucreze și la inima lui să întregească familia și în împărăția lui Dumnezeu. Urmează sora cămărășan Estera Viorica, Domnul să o binecuvinteze. Cristi n-a avut îndrăzneala încă, este tot pe băncile din față, mai are un pas și va trece în locul ei. Domnul să-l binecuvinteze. Sora Estera vine din Cluj, dintr-o familie care s-au pocăit la o distanță foarte mare unul de celălalt, tată de mamă. Dar Dumnezeu a binecuvântat-o ca la vârsta de 2 ani să fie adusă la binecuvântare în biserică. De seară, fetița dânsei va urma exact ca și ea, la 2 ani să fie adusă la binecuvântare. Domnul să îi binecuvinteze într-adevăr. Dar au trecut de atunci mulți ani, n-aș vrea să spun câți, măcar că știu. A ajuns până la Perth, din România la Perth. Poate a căutat o viață mai bună, Dumnezeu știe. Dar aici a găsit pe Mântuitorul Iisus Hristos. Ce n-a reușit în Cluj, ce n-a reușit în casa părintească, ce n-a reușit printre prieteni când a vizitat biserica, Domnul a rezolvat-o la capătul lumii. La numai puțin de 12.324 de kilometri de casa părintească. Am calculat lucrul acesta. Dar Dumnezeu nu are limite de spațiu și nici de timp. Și sigur, m-am gândit, când mă gândeam la sora Estera, la finalul versurilor unei poezii, care o spunea Costache Ioanid odată, prietene, aleargă în lume, aleargă. Sunt multe bucurii în lumea largă, dar tot gustând din toate rând pe rând mai însetat de vii și mai flămând, ferice de acel ce în ceasul greu își amintește că există Dumnezeu, dar mai ferice de acela ce îndată a înțeles că Dumnezeu și lui este Tată. Domnul să vă binecuvinteze! Sora Estera,
pentru că erați foarte îngrijorată, m-am gândit la un motto al acestei zile care să vă încurajeze și să vă întărească în viața de credință, în Isaia, capitolul 41, versetul 10, unde Dumnezeu spune: Nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te îngrijora, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Urmează sora Ramona Giacapo. Domnul să o binecuvinteze. Sora Ramona, împreună cu sora ei Camelia, sunt două surori, sigur acum cu nume diferite. Sora Camelia este sora Med, e vorba de numele după căsătorie, chiar dacă le-am numit tineri, cei pe care sunt prezenți în față până acum sunt căsătoriți. Domnul să-i binecuvinteze și tineri căsătoriți. Am încercat de câteva ori să apăs puțin pe hotărârea lor și să vedem dacă chiar s-au decis într-adevăr să facă botezul. Și n-au renunțat. Au fost mai mulți, au fost și dintre ei lor și n-au reușit să ajungă până la capăt. Ele sunt în fața noastră. Doresc ca Dumnezeu să le ajute ca dorința aceasta să-și o poată duce cu bine până la capăt, o dorință care să fie împlinită în viața lor și încheiată cu mântuirea sufletului. Pentru sora Ramona, m-am gândit la unul din versetele care le spune Cartea Proverbe, în capitolul 16. Și cred că sora Ramona înțelege de ce spun lucrul acesta. Mândria merge înaintea căderii, spunea omului Dumnezeu, și trufia merge înaintea căderii. Mai bine e să fii cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Cine cugetă la cuvântul lui Dumnezeu, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Domnul să vă binecuvinteze cu această încredere în Dumnezeu și nu uitați cuvântul lui Dumnezeu la care trebuie să meditați, care trebuie să fie, de fapt, ghidul vieții dumneavoastră. Pentru sora Camelia, Efeseni, capitolul 5, versetul 8 până la 11. Un lucru important pentru viața oricărui credincios, dar și a dumneavoastră. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, neprihănire și adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați parte deloc la lucrările neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă osândiți-le. Domnul să vă ajute și să vă binecuvinteze să faceți lucrul acesta. Urmează trei fete, Domnul să le binecuvinteze. Priscila, Mihai, începem cu dânsa, sigur le iau pe rând acum. Sora Priscila este a doua fată a lui fratele Iacob Mihai, Domnul să o binecuvinteze. Sigur că și ea, atunci când am întrebat-o dacă hotărăște să facă botezul și de ce, la de ce mi-a spus că are și ea apăsări sufletești, a avut și ea lupte spirituale, dar care Dumnezeu a ajutat-o să le învingă în cele din urmă. Motiv pentru care, sigur, în ziua aceasta este înaintea noastră și vrea să mărturisească pe Domnul Iisus în apa botezului. Domnul să o binecuvinteze în privința aceasta. Pentru sora Priscila, un motto al zilei, de care să-și aducă aminte, îl găsim în Cartea Eclesiastru. În Cartea Eclesiastru, în capitolul 11, versetul 10. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Domnul să te binecuvinteze ca toată viața să meditezi la ce este mai important în viață și ce nu este trecător, și Domnul să te ajute la aceasta. Apoi urmează sora Manuela Madoșa, Manuela Adeline. Îi fac de cunoscut un nume care poate puțin sunt familiarizați cu el. Sora Manuela este
fica fratelui Petre și a lui Lidia Madoșe, Domnul să-i binecuvinteze, cea de-a treia din copiii dânșilor care face botezul în apă. Domnul să o binecuvinteze și să o ajute nu numai să facă botezul în apă, dar și să rămână în Domnul. Versetul care să fie ca motou al zilei, în cartea profetului Osea, în capitolul 12, citesc versetul 6. Tu, dar, întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea și iubirea și nădăjduiește totdeauna în Dumnezeul tău și Domnul să te binecuvinteze. Amin. Și ultima, sigur că e greu să spunem lucrul acesta pentru că lista rămâne deschisă pentru data viitoare, dar în perioada aceasta, sora Jessica Taloș. Când a venit să ceară botezul, primul lucru care l-a spus, am fost și binecuvântat aici. Și într-adevăr e o bucurie reală. Nu numai ea și celelalte au fost binecuvântate aici, dar bucuria cea mai mare nu este pentru că au fost aduși doar la binecuvântare, s-a făcut o rugăciune pentru ei și parcă s-a încheiat totul, ci faptul că binecuvântarea aceasta continuă în timp. Și sora Jessica este cea care recunoaște că a fost adusă la binecuvântare, dar vrea să-și continue binecuvântarea înaintea Domnului prin primirea Domnului Iisus în viața ei în apa botezului. Domnul să te binecuvinteze, să te ajute și să rămâi tare în Domnul. Vreau și pentru tine unul din cuvintele care să-ți rămână ca un motou al zilei, 1 Timotei, capitolul 4, versetul 15. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Amin. Și Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Și numele care vi le-am pronunțat astăzi aici în fața acestei adunări, să fie citite și în ceruri, din cartea vieții mielului. Amin. Urmează să facem poza despre care vă spuneam, invit pe frații păstori, frații diaconi din biserică să vină aici în față, să facem poză împreună cu candidații de botez, apoi în timpul care îmi stă înainte, după această poză, invit fanfara să slăbească pe Domnul cântând în timpul acestei cântări, frații păstori care oficiază botezul în apă, urmează să pregătească pentru botez, pentru a intra în apa botezului. După terminarea serviciului de botez, rog să luați notă de faptul că întreaga biserică, toți cei prezenți în sală și în afara sălii, sunt invitați la masa de dragoste pregătită de biserică, care va avea loc jos în sala de mese a bisericii. Vă rugăm pe toți să rămâneți, să participăm la această masă de dragoste pe care biserica o oferă în această zi de sărbătoare. În mod special rugăm copiii bisericii, de la vârsta de 4 ani, așa am fost informați, în sus, cei cuprinși la școala duminicală, în mod special, să meargă în sala de sus a bisericii, unde ei vor servi masa acolo. Ceilalți, copiii care sunt sub 4 ani și sunt cu copiilor, sigur, vor merge în sala de jos a bisericii. Vă invit să mergem să... Mulțumim, candidații de botez, vă rog să reluați locurile dumneavoastră și în ordinea în care vi s-a comunicat că urmează să intrați în apa botezului, veți fi invitați atunci când păstorii bisericii care oficiază botezul vor coborî în apa botezului. Până atunci, ascultăm fanfara bisericii și, sigur, grupul de laudă împreună cu fanfara bisericii care vor cânta în timpul botezului să fie pregătiți pentru momentul următor.
Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune. Eu mă voi ruga cu voce tare. Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus, care ai dat pentru mântuirea întregii omeniri, te rugăm în dimineața aceasta să binecuvintezi din nou aceste suflete care s-au decis să facă acest legământ, să facă această promisiune, să intre în această dorință a mântuirii și în dragoste pentru numele Tău și pentru mântuire. Te rugăm să-i binecuvintezi. Amin. Te rugăm să binecuvintezi, Doamne, sufletele lor, să-i păzești, să-i întărești, să le dai putere, Doamne, să le dai tărie, să nu cadă de pe cale, să nu alunece, să nu tăgăduiască promisiunea, Doamne, să nu se întoarcă înapoi. Amin. Te rugăm să pui Duhul Tău cel Sfânt în inima lor, Doamne. Amin. Să rămână tari pe cale, statornici, Doamne, să nu facă numele Tău de rușine, Doamne, să nu dea înapoi pe cale, Doamne Dumnezeule, în promisiunea pe care o fac. Amin. În dimineața aceasta. Te rog să-i binecuvintezi, Doamne. Lasă Duhul Tău cel Sfânt la lucru, lasă Duhul Tău cel Sfânt peste ei, lasă Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, în gura lor, în promisiunea lor, Doamne, umple de putere și lasă dorința și dragostea de mântuire pentru ei. Binecuvintează, Doamne, toată adunarea, binecuvintează pe toți cei care au dorință să fie mântuiți. Doamne, dacă mai ai suflete și cred că mai ai, Doamne, adu-i în locul unde se cheamă numele Tău, să fie mântuiți cu toții, Doamne. Binecuvintează-ne pe toți împreună și te rugăm să fii cu noi. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Și invităm pe primul candidat. Alin și Diana, haideți împreună. Frate Alin, îmi face deosebire plăcere, deosebită plăcere să aud ce am auzit până acum de atâtea ori din gura ta. Dar acum să audă și biserica întreagă și lumea văzută care este înaintea ta și a celor ce ne privesc online, dar și a cerului întreg. Dacă într-adevăr crezi în Dumnezeu Tatăl, da. Domnul cred. Să te binecuvinteze. Amin. Dacă crezi în Fiul Său, Iisus Hristos, că este Domn și Mântuitor al tău, da, cred. Domnul să te binecuvinteze. Da. Și dacă crezi în Duhul lui Său cel Sfânt, care L-a lăsat ca mângâietor pentru noi astăzi, da, cred. Domnul să te binecuvinteze. Pe baza mărturisirii credinței tale, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Puterețe. Diana, te întreb înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii dacă de bună voie și din dorință pentru mântuire vrei să faci botezul astăzi. Da. Domnul să te binecuvinteze. De asemenea, te întreb înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este mântuitorul tău. Da, cred cu tărie. Domnul să te binecuvinteze. De asemenea, te întreb înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii, până când vrei să slujești pe Domnul? Până mă voi întâlni cu El. Amin. Domnul să te binecuvinteze. Pe baza mărturii tale, astăzi primești botezul în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.
Într-o zi, Iacob se ruga lui Dumnezeu și când se adresa lui Dumnezeu, îi spunea: Dumnezeul tatălui meu, Avram, și Dumnezeul tatălui meu, Isaac. Dar n-a mai spus și Dumnezeul lui. Dar a venit o zi în care s-a rugat din nou lui Dumnezeu și a spus: Dumnezeul meu. Dacă în ziua aceasta dorești să-L primești pe Dumnezeu în inima ta, ca Dumnezeu, nu al părinților tăi, ci al tău personal. Dacă dorești lucrul acesta, Domnul să te binecuvinteze. Dacă dorești să primești pe Domnul Iisus ca mântuitor al vieții tale. Da, doresc. Domnul să te binecuvinteze. Și dacă dorești să primești și Duhul Sfânt în viața ta. Da, doresc. Domnul să te binecuvinteze. Până când vrei să slujești Domnului? Până în veșnicie. Domnul să te ajute. Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Puterea ce minuni face sângele mielului, e puterea ce minuni face în sângele al mielului, e puterea ce minuni face în sângele. Este fiica sorei Diana și a fratelui Nicu Ianc, care sunt aici prezenți. Mai mult decât atât, pot să spun că dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, bunicii lui Ramona sunt fratele Aurel și sora Diana, care sunt credincioși în adunare, și astăzi una din nepoatele lor primește pe Domnul și primește botezul. Sora Ramona, doresc să te întreb înainte la Dumnezeu și înaintea bisericii dacă de bună voie și în dorință pentru mântuire vrei să faci botezul. Da. Domnul să te binecuvinteze. De asemenea, doresc să te întreb înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este mântuitorul tău. Da, cred. Domnul să te binecuvinteze. De asemenea, doresc să te întreb înainte la Dumnezeu și înaintea bisericii, până când vrei să slujești pe Domnul? Până la moarte. Domnul să te binecuvânteze. Bază mărturiei tale, primești botezul astăzi numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Soră Camelia, Domnul să te binecuvinteze, ai aceeași istorie ca sora ta, sigur numai că sunteți căsătorite diferit, dar doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să urmați credința adevărată care s-a sălășluit în bunici, apoi în părinți și apoi în voi. Dar duceți-o până la capăt așa cum trebuie și Dumnezeu să vă ajute. Dacă crezi în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al tău, da, cred. Domnul să te binecuvinteze. Până când vrei să slujești în credința aceasta lui Dumnezeu? Până moarte. Domnul să te binecuvinteze. Pe baza mărturisirii credinței tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cineva sus în cer mă iubește, cineva mă iubește, eu sunt sigur că în orice vreme sunt iubit de însuși Dumnezeu. Cineva sus în cer mă iubește, cineva mă păzește, eu sunt sigur că în orice vreme
fecioara Priscila, de asemenea, înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii, te întreb dacă de bună voie și din dorință pentru mântuire vrei să faci botezul astăzi. Domnul să te binecuvinteze. De asemenea, doresc să te întreb înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii, dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tău. Da, cred. Domnul să te binecuvinteze. De asemenea, doresc să te întreb înainte lui Dumnezeu și înaintea bisericii, până când vrei să slujești pe Domnul? Până la moarte. Domnul să te binecuvinteze. Pe baza mărturii tale, astăzi primești botezul în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Uitam la sora Manuela când coborea cu câtă grijă, pentru că s-a întâmplat un incident înainte. Dar mă gândeam că așa se întâmplă și pe calea pocăinței. Bine ar fi să fie cei care vin în urmă și privesc greșelile altora sau alunecările altora, să fie atenți. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți că ți-au făcut legământ cu Domnul Iisus în apa botezului și să se gândească la posibilitatea aceasta că alții au alunecat și au căzut și ei să facă tot posibilul să nu cadă. Sigur, aceasta a fost o paranteză. Doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze pentru decizia care ai luat-o, care ne-ai mărturisit-o și acum te rog să o mărturisești în fața fraților. Dacă într-adevăr dorești să slujești lui Dumnezeu până la capăt. Da, doresc. Domnul să te binecuvinteze și aceasta ne-ai spus nouă că o faci pe baza credinței, dacă într-adevăr credința în Dumnezeu Tatăl, în Fiul Său Iisus Hristos și în Duhul Său cel Sfânt rămâne valabilă. Da. Domnul să te binecuvinteze și să te ajute până la capăt să o păstrezi. Noi te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, pe baza mărturisirii credinței tale. Amin. Ce ne va deschide poarta de mântuire și spălați în alu sânge vom păși salvați prin har. El ce ne va deschide poarta de mântuire și spălați prin alu sânge. Sora Jessica, de asemenea te întreb și pe tine, înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii, dacă de bună voie și din dorința pentru mântuire vrei să faci botezul astăzi. Da. Domnul să te binecuvinteze. De asemenea, doresc să te întreb, înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii, dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tău. Da, cred. Domnul să te binecuvinteze. De asemenea, doresc să te întreb, înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii, până când vrei să slujești pe Domnul? Într-o vreo sincer. Domnul să te binecuvinteze. Pe baza mărturii tale, astăzi primești botezul în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Thank you.
În numele Fiului Tău, Iisus Hristos, ne închinăm și îți mulțumim din toată inima. Amin. Îți mulțumim pentru timpul de părtășie din această zi de dimineață, pentru sărbătoarea la care credem că și cerul a participat. Sărbătoare care ne-a adus nouă bucurie și a adus cerului bucurie. De aceea îți mulțumim pentru că ne-ai făcut părtași acestei sărbători. Fă că ea să rămână în inimile noastre ca un timp binecuvântat de care să ne aducem aminte cu bucurie, dar care să lucreze în inimile noastre prin cuvântul Tău, prin părtășia din această zi la închinare înaintea Ta. Te rugăm pentru fiecare participant lucrul acesta. Încredințăm aceste suflete în mâinile Tale, rugându-Te să le binecuvintezi. Amin. Îndură-Te de Alin și Diana, binecuvintează și păstrează în harul Tău, Amin. În mântuirea Ta. Binecuvintează-o pe Estera și binecuvintează tot ce îi aparține, Doamne. Amin. Îndură-Te și binecuvintează pe Ramona, Amin. Binecuvintează familia ei, binecuvintează pe Camelia și familia ei. Binecuvintează pe Priscila și familia ei, binecuvintează și pe Manuela și pe Jessica, pe ele și familiile lor și tot ce le aparține, viitorul lor, Doamne, să fie în mâinile Tale și păstrează-le în harul Tău și în mântuire, așa după cum ele au decis înaintea Ta. Binecuvintează biserica Ta, dar te rugăm să binecuvintezi și bunurile care vor servi ca hrană pentru trupurile noastre în sala de jos, cât și în cea de sus pentru copii. Sfințește această hrană prin cuvântul Tău. Sfințește pe cei ce se vor face parte, Doamne, la masa aceasta și dă-le binecuvântări și acolo. Te rugăm să rămână binecuvântarea Ta în orice fel peste întreaga Ta biserică și îți mulțumim că faci aceasta în numele Domnului Iisus. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Suntem datori să mulțumim Domnului pentru harul care ni l-a oferit și astăzi, ca în pace, în liniște, să facem această lucrare poruncită de însuși Domnul Iisus. Slăvit să fie numele Domnului pentru cei 8 care au decis să pornească pe drumul spre împărăția lui Dumnezeu începând de astăzi cu certitudine. Domnul să-i țină puternici pe calea Lui și să fie o mărturie pentru alții și o provocare pentru alții la urma acest drum. Înainte de a ne despărți din locul acesta și sigur a coborâ în sala de jos și respectiv a urca în sala de sus pentru masa de dragoste, vă rog să rețineți că după amiază la ore 6 ne întâlnim din nou în casa Domnului la un serviciu special de binecuvântare unde familiile Cămărășan și Valcan Cornel vor aduce la binecuvântare copiilor, respectiv fetița familiei Cămărășan și băiețelul familiei Valcan. Vom fi din nou prezenți la casa Domnului cu această ocazie. Apoi aș dori să vă informez că fratele Grigore Țurcan ne-a spus că urmează să plece în România, probabil în cursul acestei seri sau în cursul zilei de mâine, dar de seară, nefiind la biserică, a dorit să ne spune lucrul acesta, se va reîntoarce în România împreună cu familia și dorim ca Dumnezeu să le binecuvinteze călătoria, Dumnezeu să le binecuvinteze hotărârea și să fie în acord cu voia lui Dumnezeu. Frate Grigore, vă rog să transmiteți fraților din țară, în bisericile unde veți ajunge, harul și pacea Domnului de la frații din Perth, de la biserica noastră și în mod special salutul pe care Apostolul Pavel îl transmite bisericii din Efes în capitolul 6, versetele 23 și 24, unde cuvântul Domnului spune: pace fraților și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Amin. Mulțumim tuturor fraților, surorilor, în mod special oaspeților care au fost astăzi alături de noi, atât în direct în biserică, cât și online, care ne-au urmărit și doresc ca Dumnezeu să fie binecuvântarea și bucuria noastră, toată călătoria noastră pe pământ. Și acum vă doresc tuturor poftă bună, jos la masă și respectiv sus pentru copii. Domnul să fie cu noi. Amin. S-a schimbat viața mea.